Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop! Dragii mei din zodia Fecioare sau cu ascendent în această zodie, haideți să vedem repejor cum este posibil să fie săptămâna 13-19 ianuarie 2020 pentru voi, dragii mei, și să vedem ce cărți au ieșit. Prima carte pentru voi este Pajul de Bâte, urmată de cartea Noua Viziune și încheiată cu cartea Puterii, da? Pe al doilea rând pentru voi este Temperance, cartea Echilibrului, urmată de cartea Existenței, ce albastru frumos are, și încheiată de The Green Woman, femeia verde, femeia șaman. Pe ultimul rând avem Cinciul de Săbii întors, ceea ce este foarte bine, urmată de cartea Vinovăției întoarsă și ea, și de cartea Noilor Începuturi, da, a scânteii de viață, în traducere motamo, care este și ea întoarsă, dragii mei. Și o să vedem ce înseamnă toată nebunia asta. Ca și semnături energetice, da, pentru această săptămână aveți energia discernământului și o să vă ajute foarte mult. După care avem cartea care spune că este totul în regulă, dar este întoarsă. Din partea morului Ghebos avem cartea Chimiei și ea cu fundul în sus, că așa a vrut ea să iasă. Și a doua carte din partea amorului este Heart to Heart Conversation, și anume conversații de la suflet la suflet. După care avem o altă energie, o altă semnătură energetică, și anume forța, puterea. Și mesajul din partea îngerilor vine pentru voi de la îngereța Athena. Dragii mei, înainte să vă spun toată povestea ce văd eu în toate aceste cărți, vreau să spun că începând de săptămâna viitoare am să văd cum am să montez și anume minunatul telefon, să se vadă și momentul în care eu etalez cărțile, pentru că sunt niște oameni nemulțumiți, au impresia că eu scot, aleg cărțile pentru voi și chiar dacă aș face-o, iată frate că să nimeresc. Bun, lumea vrea să vadă mânuțele mele și nu neapărat fața mea. Am înțeles să trăiți. De săptămâna viitoare o să vedeți doar gheruțele, mânuțele și cărțile. Bun, și acum că am făcut această lămurire și acest anunț, haideți să vedem ce văd eu în aceste cărți măsluite de mine, da? Și că nu sunt serioasă, ok, nu sunt serioasă, nu vă uitați la mine, uitați-vă la oameni serioși. Bun, deci dragii mei din zodia Fecioare sau cu ascendent în această zodie pentru săptămâna asta, văd că unii dintre voi, pentru că știți foarte bine societatea generală, renunțați la o bătălie, renunțați la o situație conflictuală, tind să cred că este vorba despre o relație amoroasă, da, pentru că este această carte a chimiei și unii dintre voi veți ajunge la concluzia, veți avea acel feeling, dar veți avea și discernământul necesar acum, da, pentru că ați văzut, sunteți susținuți de această energie a discernământului, veți înțelege că această relație, această situație, acest parteneriat nu este ok, poate a implicat foarte multe certuri, poate în cadrul acestui, în acest context v-ați simțit vinovați. Dragii mei, simt că v-ați gândit la un moment dat, chiar dacă a fost așa, chiar dacă au fost conflicte, chiar dacă au fost situații, feeling-uri de vinovăție, poate ați mai vrut să dați o șansă acestei relații, da? Numai că în această săptămână iată, înțelegeți că nu are niciun rost, că de fapt lucrurile chiar nu sunt pe bune, chiar nu sunt ok, chiar nu vă hrăne sufletul, nu sunt bune pentru voi și atunci renunțați, da, la sfârșitul acestei săptămâni la ideea acestui nou început în acest context, de vi l-am spus mai devreme. Renunțați la acest lucru și alegeți să mergeți mai departe, da, să începeți lucruri noi, să vă recăpătați forța și încrederea în voi și să mergeți mai departe cu o nouă viziune, da? Cartea Noii Viziuni, veți vedea că există și alte posibilități, există și alte șanse, da? De a face ceva cu viața voastră și nu trebuie să stați neapărat țintuiți, legați acolo, în acea situație, da? Și puneți voi mâna pe destin, luați taurul de coarne
și începeți ceva nou, dar în afara acestui context în care au fost certuri, au fost vinovății, lucrurile nu au fost așa cum trebuiau să fie, nu a fost destulă chimie, da, atracție în această relație și tot ați lungit ciorba, ați reîncălzit-o până când v-ați dat seama că nu mai are niciun gust, nu mai e bună, că așa se întâmplă, da? Și, dragii mei, prin aceste două cărți, observ că vă veți găsi, odată luat această decizie, vă veți găsi acel echilibru, acea liniște interioară și veți înțelege că acasă nu este neapărat un loc fizic. Acasă este unde te simți ok cu sufletul, acasă este unde te simți bine, da? Indiferent de locul în care ești, da? Cu oameni asemenea ție, pe aceeași bandă vibrațională, să spun. Nu trebuie neapărat să fie un loc bătut în cui acasă, în momentul în care ești împăcat cu tine, dar și ești cu oamenii potriviți, atunci te simți bine, atunci este acasă pentru tine, da? Văd că v-ați gândit de ceva vreme să faceți acest lucru, dar v-ați spus toate dorințele, toate emoțiile aici, acum, vedeți și voi, suprafața este netedă, ajungeți la această stare de echilibru, pentru că înțelegeți că trebuie să renunțați la, probabil, o idee de a merge în continuare în această relație, situație nefavorabilă. În momentul în care vă luați, da, puterea înapoi, pentru că sunteți susținuți de această forță, sunt două cărți de putere aici, vă luați puterea înapoi și luați această decizie de a merge în altă parte, de a face și alte lucruri. Pentru că acum, prin această carte a noii viziuni, care, da, are numărul 12, 2 și 1, 3, vorbește de creativitate. Creați alte oportunități pentru voi, creați alte scenarii pentru voi, alte povești frumoase, da? În care voi să nu stați în stare de conflict, în care voi să nu vă mai simțiți vinovați și cine știe cum v-ați mai simțit pe acolo. Și este indicat și sunteți susținuți să spuneți acest lucru, da? Să vorbiți deschis, să vorbiți din suflet, să spuneți exact ceea ce simțiți. Măi, uite, eu nu mă mai simt ok în această situație, nu mai vreau să stau așa, îmi doresc altceva, înțeleg că poate în această situație nu se poate oferi acest lucru, nimeni nu este vinovat, dar aleg să merg pe drumul meu și foarte bine faceți dacă faceți acest lucru și vă încurajez să spuneți tot ceea ce aveți pe suflet. Iar mesajul, dragii mei, din partea îngerilor este foarte frumos, tot despre putere. Athena spune în felul următor, este în regulă, este ok să fii puternic. Poate că voi este frică sau v-a fost frică de puterea voastră, cine știe ce definiție aveți voi legate de putere. Poate ați crezut că dacă spuneți sau arătați cine sunteți, alții vor avea de suferit. Ei bine, nu, Athena spune că e ok să fii puternic, să fii puternic pentru a face lucrurile ok pentru tine, dar să nu îi rănești intenționat pe alții. Sper că are sens ceea ce spun eu, să nu folosiți puterea în acel mod tiranic, da? Că atunci chiar este o problemă. Folosiți puterea pentru voi, pentru a vă crea, și vorbim de acea putere interioară, acea putere de creație, de materializare pe care toți o avem, da? Folosiți acest lucru prin puterea pe care o aveți de vizualizare, faceți aceste exerciții și materializați lucrurile în viața voastră așa cum vi le doriți. Dragii mei, din Zodia Fecioare sau cu ascendent în această zodie, aceasta a fost citirea pentru voi pentru săptămâna 13-19 ianuarie 2020. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat cu ceea ce am spus eu aici, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Dacă nu v-a plăcut, știți placa tot acolo, share, like, subscribe, ce mai era pe acolo. Pentru citiri private veți avea toate datele în descrierea acestui videoclip. Dragii mei, până data viitoare, când ne întâlnim la taroscop, dar îmi veți vedea doar mânuțele, vreau să știți că eu vă pup și vă iubesc!